persoană a fost găsită în locuință decedată. Un municipiu roman pe strada Alea Revoluției. De vreo săptămână nu l-am văzut loc. Nu răspundea nimeni la ușă. Un bărbat în vârstă de 54 de ani, domiciliat în cartierul Muncitoresc, a fost găsit mort joi dimineață în garsoniera în care acesta locuia, doar împreună cu un câine de companie. Vecinii îl vedeau pe bărbat în fiecare dimineață, în jurul orei 6, când acesta își plimba câinele prin fața blocului. De mai bine de o săptămână însă, omul nu a mai fost văzut prin cartier. Deci dimineața în jurul 6 este acum când ne-a la plimbare. În fiecare zi? Da, zilnic, avea programul lui și la prânz, seara, deci avea cam ora stabilită, dar de vreo săptămână și l-am văzut în loc. Era un om foarte consăcat, mergea la sora lui, își lua alimente, el era mai năcăjat. Nu lucra? Nu lucra. Plimba cățără tot timpul, mergea cu un băiet Ricci, un vecin de-a lui apropiat, și restul, ce să spun, asta tot. Era un om consăcat. Pompierii ajunși la fața locului au spart geamul locuinței situate la etajul 1 folosind o scară. Câinele din locuință a început să urle atunci când pompierii au pătruns în casă, anunțând parcă tragedia. În data de 28.04.2016, la ora 7.59, a fost anunțat prin unul despre o persoană posibil blocată în apartament, care nu mai răspundea, în municipiul roman, pe strada Alea Revoluției. La fața locului ne deplasa cu un echipaj, o auto special cu apă și spumă și echipajul smurt. Ajuns și acolo, într-adevăr, nu răspundea nimeni la ușă, s-a intervenit cu ajutorul scării pe fereastră, fiind la etajul 1, s-a deschis fereastra, s-a spart un geam, s-a intrat pentru a avea acces în cameră, după care s-a deblocat și ușa. Intervenția a fost dificilă datorită faptului că în locuință exista și un câine care normal avea simțul proprietății. De asemenea, persoana a fost găsită în locuință decedată cu forme vizibile de mai mult timp. Deocamdată nu se cunoaște motivul morții bărbatului, însă procurorul criminalist Stelian Olteanu a declarat că din primele verificări s-ar părea că romașcanul ar fi murit din cauze naturale. Bărbatul nu avea soție sau copii și suferea de afecțiuni renale. Dar cauza morții numai Dumnezeu știe. Cât știu, era bolnav. Urmează ca medicii legiști să efectueze necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului romașcanului.